Salutare și bine ai venit la Motorvlog TV. Eu sunt Andrei Barbu, iar în spatele meu este noul Mercedes AMG EQE 43 4MATIC, pe numele său complet. Adică o mașină electrică ce are o platformă construită de la zero pentru a acomoda acest tren de rulare electric, care dezvoltă 476 de cai putere și fix 858 Nm. Adică suficient de mult cuplu, suficient de mulți cai putere, astfel încât cele 2,5 tone ale mașinii să accelereze de la 0 la 100 de km pe oră în doar 4,2 secunde. Prețul de pornire pentru această mașină este de 104.000 de euro, cu tot cu TVA inclus, fără a lua în calcul ecobonusuri sau alte chestii oferite prin programele Rabla Plus, Rabla Plus. Ce poți să observi la această mașină este evident faptul că vorbim despre o mașină electrică, pentru că are această grilă închisă, destul de mare, dar care mie mi se pare că arată destul de bine pentru acest segment, mai ales că avem cumva și exemplul, să-i spunem oarecum negativ, de la rivalii care stau puțin mai departe, la München. Din profil, mașina este absolut uriașă și treaba asta cred că se poate observa fără prea multe detalii, pentru că eu sunt un om, iar ea este o mașină și are aproape 5 metri lungime, iar ampatamentul este de aproape 3,2 metri, fiind cu 20 de centimetri mai lung decât al unui clasa E convențional. Dacă mergem către partea din spate, o să observăm câteva chestii specifice pentru AMG. Adică, mă rog, un logo foarte mare amplasat aici în spate, dar și acest eleron discret, care îi dă așa un funduleț de rățușcă în apă și care mie îmi place mult. Ce ar trebui să mai spun că am uitat este faptul că această mașină în configurația de față are jante uriașe și anvelope la fel de mari, anvelope cu lățimi diferite, pentru că pe spate avem anvelope de 295x30x21, iar pe față anvelopele sunt de 265x35x21. Prin urmare, da, mașina e mare, e lungă și foarte, foarte aerodinamică și are aceste mânere care se ascund frumos în caroserie, astfel încât mașina să fie cât mai aerodinamic posibil. Acum hai să urcăm în interior, pentru că și acolo se ascund câteva lucruri noi pentru gama Mercedes. Și o să pornesc mașina pentru că afară sunt 1.400.000 de grade Celsius. Și deși mi-aș fi dorit să existe hyperscreen-ul în această mașină, adică acel display nou creat de cei de la Mercedes care se întinde dintr-o parte în alta a bordului, aici nu îl avem. Dar avem această tabletă centrală, acest ecran central, precum și instrumentarul de bord digital. Și mașina spune că ar vrea niște lichid de parbriz. O să-l primească puțin mai târziu. Da, cum ziceam, afară foarte cald, așa că o să avem niște sunet de climatizare, pentru că altfel o să înceapă să curgă apele pe mine aici în interior. Mai încet un pic, te rog. Revenind puțin la acest interior, ecranul central nu este nou, instrumentarul de bord nu este nou, pentru că le regăsim deja în gama Mercedes. Ce este nou însă, sau cel puțin pentru mine, este acest volan absolut superb și nu-mi dau seama cât de bine se vede. Ia dă-mi mie puțin telefonul, care trebuie să mă descurc așa. Da, este acest volan care arată absolut superb și care mie îmi place la nebunie și care ascunde două butoane noi pentru Mercedes sau pentru divizia electricelor. Acest buton din dreapta care reglează modurile de condus de la confort la sport, sport plus, dar avem și un mod dedicat pentru iarnă, să-i spunem. Ei bine, în partea din stânga există un alt buton similar cu acela, dar care vine cu două funcții distincte. Pe măsură ce apeși în jumătatea superioară, poți jongla printre setările la care ai acces, iar pentru a regla anumitele setări trebuie să apeși pe această clapetă de aici. Și după cum vedeți, există un sunet artificial prin boxe pe care îl poți regla prin intermediul acestui mic buton. Și totul este exact așa cum ar trebui și mi se pare foarte, foarte drăguț că poți regla acești parametri, de fapt, ai mașinii prin intermediul volanului, fără să fii nevoit să umbli pe display-ul central. Pe de altă parte, informațiile legate de parametrii de condus și de modurile în care funcționează mașina sunt afișate automat și pe display-ul central.
Acum o să îți dau din nou acest mic telefon, care de fapt cred că e destul de mare, și să-ți spun că totul aici în interior este de o calitate care nu prea lasă loc de compromisuri, să-i spunem. Singura chestie care ar putea sau nu să îți fie pe plac este această suprafață care arată bine, dar care, ținând cont de faptul că deja am văzut pozele cu acel hyperscreen, sincer îmi doresc hyperscreen-ul și cred că oricine se gândește la un EQE sau un EQS își dorește hyperscreen-ul pe mașina respectivă. Partea superioară a bordului este îmbrăcată într-un fel de Alcantara cusută foarte, foarte frumos cu ață roșie. Și mai e o chestie, în fapt un mic detaliu de interior care îmi place mie foarte mult la mașina aceasta, și anume gurile de ventilație, care nu mai ies în evidență. Sunt foarte, foarte bine integrate în partea superioară și arată exact așa cum trebuie. Iar cele din laterale, pentru șofer și pasager, au o textură metalică și le poți închide sau deschide rotind de ele. Și în capete există un clanc, un sunet foarte, foarte satisfying, așa, pentru a completa întreaga experiență de care mașina este capabilă. Am uitat să spun că suspensia pneumatică este în standard pentru EQE 43 și poți înălța mașina atunci când ai nevoie de o gardă la sol ceva mai înaltă, tocmai pentru a proteja acea baterie mare care stă ascunsă în podea. Altceva... Evident, multe, multe sisteme de asistență și toate opțiunile posibile pe care le poți avea într-un Mercedes în anul 2022. Și pentru că ziceam de acel ampatament uriaș, mai mare decât cel al unui clasa E convențional, hai să urcăm acum și în spate. Și cred că e destul de evident pentru toată lumea că spațiul în spate este absolut fascinant, în special la nivelul genunchilor, unde mai sunt, cred că, 15 sau 10-15 cm până să ating scaunul șoferului, care este poziționat în poziție corectă pentru statura mea. Și stau foarte, foarte bine aici în mașină, iar spațiul la nivelul capului, deși ai impresia că ești într-un sedan cu linii de cupe și plafonul plonjează destul de agresiv spre spate, eu nu am, cred, nicio problemă la nivelul capului, iar asta se întâmplă pentru că bancheta este foarte, foarte înclinată și stai foarte bine aici, chiar este minunat. Evident, nu există niciun tunel median, chiar dacă vorbim despre un model cu tracțiune integrală, pentru că nu ai de ce să ai un tunel median pe o mașină electrică, chiar dacă are și tracțiune integrală. Aici este un, nu știu ce aici, m-aș fi așteptat să fie un suport de pahare, mai încerc o dată, da, nu găsesc suporturi de pahare, o fi, n-o fi, cine știe. Cam atât. Încă o chestie, portbagajul are 430 de litri și este cu 110 litri mai mic decât cel al unui clasa E convențional, care are și tracțiune integrală, pentru că acea mașină are 540 de litri de volum în portbagaj, acesta numai 430, dar e suficient și 430. Nu știu sigur dacă am uitat ceva important sau nu despre mașină, cert este că EQE-ul arată bine, merge bine, consumă puțin și când ai 858 Nm, uiți cumva de toate AMG-urile cu V8-uri biturbo. Dacă ți-a plăcut acest scurt walk-around cu mașina, dă un like clipului, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pentru că în curând urmează un test amplu cu această mașină pe care am condus-o aproape 700 de km în căutare de centrale eoliene undeva în Dobrogea și cadrele de acolo arată foarte bine și o să vin cu toate detaliile care țin de cum se conduce, cât consumă, cât costă și ce nu-mi place la ea. Mă rog, nu știu dacă e ceva ce nu îmi place. Mi-am adus aminte încă o chestie. Aici ai crede, poate, că e portul pentru încărcarea bateriei, dar nu. Este pur și simplu o tăviță unde torni lichid de parbriz, în cazul în care ai rămas fără lichid de parbriz și vrei să ștergi acele foarte, foarte multe musculițe pe care le-ai întâlnit pe autostradă. Cam atât despre EQE la prima vedere. La revedere!